Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a confirmat astăzi că 11 angajați de la o societate comercială din municipiul Sighetul Marmației sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2. Toate cele 11 persoane sunt asimptomatice și au fost testate la cerere. Contactii direcți au fost carantinați. Direcția de Sănătate Publică Maramureș efectuează ancheta epidemiologică. Se procedează la dezinfecția societății și s-au luat măsurile necesare de protecție a celorlalți angajați. Direcția de Sănătate Publică Maramureș a declarat focar de COVID-19, iar societatea Tată a fost închisă pentru o perioadă de 14 zile pentru a preveni și limita infecția cu SARS-CoV-2 la nivelul județului. Comitetul județean pentru situații de urgență le reamintește cetățenilor să respectă măsurile stabilite de autorități în perioada stării de alertă, normele stabilite de specialiști, purtarea măștii de protecție în spațiile deschise stabilite prin hotărârea Comitetului Județean pentru situații de urgență, respectiv păstrarea distanței fizice de protecție sanitară și igienizarea frecventă a mâinilor.